Un defibrilator performant în valoare de aproximativ 8.000 de euro a fost donat sectorului de ar și grav din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov de către Asociația SOTIS, inițiativa parținând unui fost pacient al spitalului. Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Ioan Veștea, a felicitat conducerea spitalului pentru crearea acestui sector pentru ar și grav și a menționat că din proiectele cu fonduri europene accesate de unităților sanitare, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov beneficiază de aproximativ 17 milioane de lei pentru dotarea cu echipamente și aparatură medicală a unității de primiri urgențe și ambulatoriului. La acestea se adaugă investițiile realizate din fondurile alocate din bugetul județean, din bugetul Ministerului Sănătății prin Banca Mondială, care finanțează construcția noii unități de primiri urgențe și prin Compania Națională de Investiții, care realizează reabilitarea și modernizarea Corpului B din cadrul staționarului central al Spitalului Județean.